Iliecioara, stăpâni ai cunoscutului, când cunoașterea domină, stăpâni suntem peste toate. Asta ne pretinde viața ca supremă însemnătate, de a afla ce-i adevărul, energia sfințitoare, existență absolută peste tot și în fiecare. Viața fiind un flux continuu prin clipe înuitoare, ne solicită, obligă să ieșim la întâmpinare, cu întreaga ființă înnoită, desprinsă de închipuire, ca trecut sau viitor, seci și goale de simțire. Practic, cum descoperim ceva ce-i în noi prezent și mereu a fost cu noi ca suport sau fundament? Cum ne-am rupt de rădăcină? Cine este vinovat? E vorba de vreun satan din exterior sau obstacol derutant? Nu-i nimica din afară, ca diavol ispititor. Totul a pornit din noi, drept impuls rătăcitor. La o răscrucere de drum, corpul, mintea socotite, că ar fi natura noastră, noi, prin noi, realități sfinte. În loc de divin, egoul și-a satornicit structura și prin timp amplificată s-a înscris proasta aventură. Azi, această ficțiune e obstacol permanent între noi, suportul fizic și sublimul, viu, prezent. Nu-i ceva de căutat, fiindcă nimic n-am pierdut. El a fost întotdeauna, însă noi nu l-am văzut. Obstacolul fiind egoul cu al său conglomerat, ce-i susține ficțiunea, omul de el posedat. Acest ego, precum norii de pe cer care împiedică lumina, ne întunecă vederea de a întâlni sursa divină, aflată în profunzime cu pulsații de iubire, lăsându-ne nouă grija de a corecta rătăcirea. Deci, cunoașterea directă spre obstacol se îndreaptă, cu atenția lumină fiind tot timpul asociată. Ea spulberă, risipește structura cea egoistă, iar în golul ce rămâne, numai sublimul există. De acum, noi, topiți în el, trăim clipe minunate, desprinși de timp și de spațiu firească realitate. Fericirea nedorită, nechemată, neavând în sine margini, numai astfel e întâlnită, fără scop, fără imagini.